Se poate ca peste 20 de ani, 30 de ani sau 50 de ani, constructori care să respecte planul, copiii sau urmașii voștri să... Vreau să ne imaginăm împreună că peste ceva timp copilul vostru sau, mă rog, urmașii vor să spună: băi, a fost făcută de cei bătrâni, dar pe vremea aceea se făcea altfel, se construia haotic, erau materiale proaste. Să știți că se poate întâmpla așa ceva, se poate ca peste 20 de ani, 30 de ani sau 50 de ani, copiii noștri să întâmpine dificultăți la moștenirea pe care o primesc de la părinți, de la bunici. Dar sunt și cazuri când copiii spun: băi, această casă este făcută de bunicul meu. Și bunicul meu era un om atât de sobru, atât de corect, atât de harnic, încât a făcut o treabă extraordinară. Casa asta o să mai țină încă 100 de ani. Asta face diferența între cele două expresii, da? În care ne scuzăm părinții pentru că n-au avut posibilități sau așa erau vremurile, sau ne felicităm pentru că au făcut o treabă bună. Ei bine, asta ține doar de noi și este valabilă și acum și peste ani și o putem rezolva prin o mai mare atenție la ceea ce facem, o mai bună informare înainte să construim, pentru că atunci când construiești, ești ca și când începi facultatea de construcții. Dar ai nevoie lângă tine de oameni buni, de oameni corecți, care îți vor cu adevărat prietenia și nu bani. Așadar, vezi cui dai banii tăi, vezi încotro te duci și tot timpul nu uita să ai 3 oferte la același timp de produs, cu aceleași caracteristici, să ai un constructor care să respecte planul, un constructor care să fie corect cu privire la ceea ce face acolo în procesul de execuție și nu în ultimul rând, partea de amenajare trebuie să fie făcută după bunul tău plac, după cum te simți în acea casă. Cel mai important lucru este ca odată ce am făcut un lucru să-l facem bine și să nu se degradeze în timp. Așadar, dacă vreți ca copiii sau urmașii voștri să spună o poveste despre cum a făcut tata sau bunicul ceva extraordinar de rezistent, atunci informați-vă și faceți lucru bine de la început și profesionist. Mulțumim foarte mult că urmăriți Realitatea în Construcții. Succes!